Spiritul Crăciunului rămâne viu chiar și în vremuri de criză, mai ales la Paris, care își onorează, acum mai mult ca oricând, renumele de orașul luminilor. Târgurile de Crăciun sunt mereu pline, vitrinele bogat decorate îi fascinează petrecători și chiar dacă buzunarele sunt mai goale, toată lumea se bucură de atmosfera de sărbătoare. Anul care se încheie nu a fost prea generos în Franța. Șomajul rămâne ridicat, iar coșul zilnic este tot mai sărac. Un studiu internațional prevede că francezii vor cheltui de Crăciun mai puțin decât în alți ani. Aceasta spre deosebire de majoritatea țărilor europene, unde cheltuielile vor fi mai mari, pentru prima dată după 2008. Dar statisticile par să fie dezmințite de ambianța de pe străzile Parisului, unde forfota și buna dispoziție sunt aceleași din orice sezon de sărbătoare. Ça brille, c'est pas forcément pour acheter ça, ça change les idées. Et les gens sont plus gentils à Noël, bizarrement. Si les gens veulent venir à Noël à Paris, c'est le meilleur moment. Într-adevăr, în această perioadă, orașul este plin de turiști străini din toate colțurile Europei și ale lumii. Încântarea cu care descoperă minunile Parisului sporește buna dispoziție generală. We like to feel the atmosphere of the some celebration, many lightning, more people smiling, cold, because how to feel the Christmas without coldness? We like cold climate because we are from Ukraine. Iar pentru cei care poate nu-și permit petreceri somptuoase sau cadouri prea costisitoare, vitrinele marilor magazine oferă cu generozitate marele spectacol al decorațiilor de Crăciun. Orice ar spune analiștii economici, la Paris sărbătorile nu par deloc mai sărace ca în anul trecut.